Neîncredere, dezamăgire, vinovăție, dispreț, obsesie, confuzie, rușine, tristețe, teamă, orgoliu, furie, singurătate. S Bună seara și bine v-am regăsit la ora destăinuirilor. În această seară avem un invitat drag nouă tuturor, Fane Nogi de la Semnalem. Fane este un om împlinit, dar a trecut prin clipe extrem de grele. A pierdut doi prieteni adevărați. Rând pe rând s-au stins Iuliu Merca, apoi Teo Peter. Mai avem prieteni ca altădată, prinși în vâltoarea cotidiană și grijile zilei de mâine. Mai știm să dăruim fără să așteptăm nimic în schimb? Iată subiectul, deloc simplu, al acestei emisiuni. Să-l salutăm pe Fane. Fane, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat să porți o discuție personală, intimă. Bună seara, vă mulțumesc și eu că v-ați gândit la mine și m-ați invitat. Sper că ceea ce vă voi povesti va fi de folos multora. Și vor învăța din... Eu sunt convins, fiindcă tu ești un om cu foarte multă experiență, experiență de viață. Ai trecut prin clipe grele, ai cântat pe multe scene, adică ai văzut foarte multe lucruri. Vreau să începem discuția de la o întrebare, nu știu, și o curiozitate a mea. În anii 60-70, când tu ai început să cânți, cum era prietenia atunci cu, nu știu, colegii de trupă sau cu alți oameni? Cum erați? În primul rând era avântul tinereții, când nu prea te interesa ce se întâmplă în jur, ci îți fixai un obiectiv, un vis și căutai ca să te apropii cât de mult de acest vis, de acest obiectiv. Sper că și tineretul de astăzi este la fel. Pentru noi este greu să spunem că am putea să trăim în tinerețile noastre, în zilele de astăzi, că văd că viața este tot mai grea. Atunci era altfel, erau două tabere. Erau comuniștii, cei dincolo de baricade, și eram noi, masa mare, care eram tacit, așa, uniți, împotriva lor. Eram cât de mic, cât de mult, fel, da, da. Fiecare vrea să vedea altfel viața, altfel problemele vieții și căutam, știi cum... nu mână-mână, dar ne legau niște fire invizibile și căutam fiecare să facem puțin altfel decât ei vroiau, ei, cei din tabăra vecină, adversă, și să facem cât se poate de bine, să dovedim că într-adevăr putem ceva să facem. Mă gândesc când ieșați, nu știu, undeva împreună, așa, comunicați, vorbeați despre ce gândiți, ce simțiți, sau... Știi, acum, în ziua de azi, mai nou, întâlnirile sunt destul de seci. Oamenii se întâlnesc, vorbesc mai mult tehnic, nu mai împărtășesc emoții. Pe vremea aia se întâmplă asta? Da. Pe vremuri, mai mult se povestea despre emoții. Oamenii erau mai legați unii de alții. Nu era atâta tehnică ca și astăzi. Nu erau atâtea portițe care să le încerci. Apropo, erau mai puține internet, posibilități. Nu? Și de comunicarea pe internet. Da. Și preteniile erau mai sincere. Știam că avem nevoie de treburile astea, de pretenie, și atunci fiecare căuta căldura, sinceritatea, căuta oamenii care o reușesc ca să fure din tehnica lor, din reușita lor, și să încerce și ei. Era mai puțină invidie sau competitivitate? Invidia era veșnică. De când existau numai doi oameni, Adam și Eva, era invidia, nu? A venit ăla urâtul, da, și a adus invidia între oameni. Deci erau între doi frați, Abel și Cain, deci a intervenit. Dar cei care au învins invidia și au învins sărăcia sufletească, aceia sunt oameni deosebiți. Categoric. Vreau să întreb un lucru. Tu ai făcut parte dintr-o lume a muzicii. Da, tu ești un artist, ai cântat muzică rock. În acea lume
Erau tentații, poate era alcool sau, nu știu, poate unele femei care vreau să fie în preajma unor vedete. Ți-a fost greu să le reziști acestor tentații? Tentații erau mai puține decât astăzi și noroc, Doamne, îți mulțumim. Da. N-au fost prafuri, totuși a fost bine că a fost o sticlețe oarecare. Nu erau droguri atunci? Tineri, nu erau droguri, sau poate foarte puține. Totuși e bine ca, nu frică, dar să ai un respect față de cei care conduc, nu față de comuniști nici într-un caz, dar să cauți ca să nu faci multe greșeli, ca să reușești. Astea erau obiectivele noastre, că dacă greșeam, nu făceam pasul înainte. Știi, Dumnezeu ne-a dat talent, așa că trebuia să avem grijă. Un lucru ce nu se întâmpla între noi, scuze, nu se prea spuneau bancuri politice, pentru că atunci te ardeau. Tu ai avut așa perioade în care, să spunem, ai băut mai mult sau ai fumat? Da, am avut perioada dintre astea când ne-am lăsat păcăliți, am crezut că este bine. Bine, era și oboseală foarte multă, multe turnee, concerte, când după reușita unui concert și când vedeai că toată lumea se bucura, mai te uitai în fundul paharului. Dar, uite, mi-am dat seama acum 30 de ani că nu este bine și de atunci nu beau deloc alcool. Complexele nu fumez. De inferioritate ale oamenilor, crezi că au vreo legătură cu da, chestia cert, asta? Adică, cert, știi... Da, cert. Cauți rezolvarea unor probleme, poate cu alcoolul sau cu alte, te minți pe tine însuți și asta e foarte mare păcat. Adică nu ca și păcatul zis de Biblie sau de creștinism, este un păcat împotriva ta, în primul rând. Și după aceea, într-adevăr, nici lui Dumnezeu nu-i place. Înainte să mergem mai departe, Fane, vreau să vorbim câteva lucruri despre subiectul acestei ediții, prietenia. Prietenia. Prietenia apare așa, un subiect la îndemână pentru fiecare. Totuși, e foarte greu să menținem relații de prietenie adevărate. E vorba de stimă, e vorba de simpatie, de respect, de încredere. Apropo de încredere, ziua de azi, cât mai putem avea încredere în cineva? Alături de un prieten adevărat este cu neputință să ajungi la deznădejde, spunea Balzac. Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic, cumpără lucruri gata făcute de la negustori și, cum nu există negustori de prieteni, oamenii nu mai au prieteni. Un citat din Antoine de Saint-Exupéry. Nimeni nu poate trăi fără prieteni, chiar dacă stăpânește toate bunurile lumii. Următoarele informații, vă rog, regia. Când e vorba de prietenie, vorbim de comunicare, de fapt, și aș vrea să pornim de la un motto foarte vechi. Sunt om și nimic din ce omenesc nu-mi e străin. E, de fapt, motto-ul oricărei psihoterapii. Pentru că undeva, dacă nu ne întâlnim în această lume comună a umanității, atunci nu putem fi aproape de cineva cu adevărat. Autenticitate, empatie. A fi autentic este un lucru foarte greu în ziua de azi. A fi cum ești, a nu-ți fie teamă să spui ceea ce crezi, a te comporta în felul în care consideri, e o mare provocare. Pentru că suntem într-o lume în care ni se cere să fim cumva. Trebuie să arătăm într-un fel, trebuie să vorbim într-un fel. Autoacceptare și simpatie față de sine. Nu e posibilă o relație autentică cu o persoană dacă noi nu ne acceptăm în primul rând pe noi înșine. Dincolo de rezultatele pe care le avem. Foarte mult se cheamă teamă de performanță într-un limbaj psihoterapeutic. Foarte mult ne raportăm la reușitele pe care le avem. Dacă pic examenul înseamnă că sunt un om de 2 bani, uităm că de fapt suntem valoroși prin natura noastră în primul rând. Aceasta e ideea unei valori interne. Până la urmă, părerea despre noi înșine e foarte bine să o avem noi. Putem să-i ascultăm pe cei din jur și e foarte util uneori să facem asta. Dar până la urmă, cel care trage concluzia despre valoarea noastră suntem chiar noi. Foarte puțini oameni au această congruență de care vorbea Carl Rogers și am cunoscut foarte multe exemple în meseria mea. Oameni care spun, nu mă apasă nimic, n-am nicio problemă, dar în timpul ăsta își freacă mâinile, spre exemplu, sau transpiră, sau se mișcă prin cameră. Și există așa
un fel de incongruență. Oamenii gândesc într-un fel, simt în alt fel, corpul arată altceva, iar comportamentul arată cu totul alt lucru. E foarte important oarecum să punem la oaltă aceste elemente, pentru că putem induce în eroare multă lume. Spune, mie bine, dar de fapt eu simt altceva. Acceptare necondiționată, din nou, un lucru extrem de greu de făcut. Acum o vreme, am făcut un interviu într-un penitenciar cu niște criminali. Și oamenii au spus niște lucruri de-a dreptul, nu știu, incredibile, oameni care au omorât alți oameni. Vă dați seama dacă aș fi spus, cum ai putut să faci așa ceva? Nu te-ai gândit că e foarte rău, nu te-ai gândit că o să arzi în iad și mai știu eu ce. Probabil discuția s-ar fi oprit în acel punct. Acceptarea necondiționată nu se referă la a fi de acord cu o persoană, ci a înțelege ce simte cealaltă persoană. Putem accepta un om chiar dacă nu suntem de acord cu ideile lui. Iar non-directivitatea se referă la acea încercare pe care veșnic o face mulți dintre noi. Vrem să-i schimbăm pe ceilalți. De fapt, știm cu toții, numai noi ne putem schimba. Putem să ajutăm procesul de schimbare a cuiva, dar nu putem schimba fundamental pe nimeni. Cu cât încercăm să o facem, cu atât oamenii sunt mai reticenți, mai inhibați, ca și cum îi forțăm să facă ceva ce ei poate nu vor să facă. Fane, relațiile tale cu mulți prieteni pe care i-ai avut s-au raportat la ceva din aceste principii? Spre exemplu, puteați să vă acceptați așa cum vorbeați, fără să vă judecați, fără să vă dați reguli, fără să, nu știu, vă criticați? Păi, în primul rând, căutam să ne judecăm cât mai puțin, unul pe altul. Dar să știi că la prietenie este, ca și în general la toate lucrurile pozitive, este foarte important cu ce bagaj vii de acasă. Cei 7 ani de acasă sunt foarte importanți. Eu am avut norocul să mă nasc într-o familie simplă, frumoasă, unde de la mama am învățat foarte multe lucruri bune. N-am văzut-o să fie tristă întotdeauna când alte femei plângeau, își plângeau de milă, dânsa cânta și ne dădea exemple pozitive. Extraordinar. Să nu te uiți cât lipsește dintr-un pahar, ci să fii fericit că în paharul respectiv este ceva. Ne-a învățat cum să fim prieteni, să iubim. În primul rând, nu egoismul prieteniei, deci nu ca să acaparezi pe cineva numai pentru tine, ci să cauți ca să fii bun cu el, să fii util cuiva. Să poți să oferi ceva. Să aștepți ceva în schimb. Și a fost un exemplu minunat. Mă bucur foarte mult că ai avut șansa unei asemenea familii. Și eu pot să spun că sunt norocos în acest sens și vreau să spun telespectatorilor următorul lucru. În primii ani de viață, pentru copil e decisiv să aibă căldură, să aibă afecțiune. Stima de sine, cum se numește într-un limbaj mai tehnic, pleacă în primul rând de la stima celorlalți, pentru că la câteva luni de viață sau la câțiva ani de viață, nu avem mecanisme de apărare. Nu putem spune, această persoană strigă la mine sau îmi vorbește urât pentru că are el o problemă. Fiind efectiv lipsiți de apărare, tot ce putem crede când suntem mici, atunci când cineva ne este ostil sau când cineva e violent, este că noi suntem probabil niște copii răi. Sigur, nu gândim asta la un an sau doi, dar simțim undeva lucrul ăsta. Și asta este prima cărămidă pentru o stimă de sine fragilă ulterior. Oamenii pornesc cu acest concept că ceva nu e în regulă cu ei. Poate nu fac destul, poate nu sunt destul. De aceea aș vrea să spun tuturor părinților și mie însumi, fiindcă și eu sunt părinte, să nu uităm să nu ne certăm în fața copiilor, să nu uităm să nu strigăm la copii. Foarte important lucrul ăsta și foarte mulți oameni ajung să aibă probleme după 20 de ani, 30 de ani, datorită acestor comportamente. Tu ai câți copii? Acum, în familia noastră sunt 9 copii. 9 copii. Eu am 6 copii, Felicia, nevastă mea, 3 copii. Deci la oaltă avem 9 copii. Ai făcut ne bucurăm genul de ei? Ăsta de greșeli în educația lor să, nu știu, te enervezi? Mărturisesc că acum câteva zile mi s-a întâmplat o chestie din asta, eram foarte supărat și am strigat un pic în casă. Fetița mea era la 1 metru de mine și acum îmi pare rău, crede-mă. Da, știi cum, noi educăm copiii, dar nu ne dăm seama că și ei și noi ne schimbăm. Când se naște un copil, nu se dă un îndreptar, așa trebuie să faci. Exact. Și o meserie este foarte grea. Da, este o meserie, poți să spui meserie, este foarte greu și fiecare se schimbă. Deci e o schimbare paralelă
Și trebuie să fie pozitivă. Da. Dacă părintele este pozitiv, și copilul absolut învață. Sunt câteva poze despre tine și mă gândesc la acești oameni dragi cu care tu ai colaborat. Așa, văzând imaginile, cum simți? Da, acum am dat seama că am mulți prieteni. Deși prietenia, nu poți să spui că ești prieten cu toată lumea, într-adevăr. Categoric. Prietenia trebuie îngrijită, într-adevăr, și îmi pare acum să fac o paranteză, îmi pare rău că de multe ori am greșit față de cei care s-au îndreptat spre mine cu dragoste și am greșit. Și acum am cer mii de scuze de la respectivii, pentru că sunt și eu numai un om ca și ei și fac greșeli. Dar dacă ne dăm seama că am făcut o greșeală, putem să o reparăm. Putem să o reparăm și eu încerc să repar toate greșelile. Apropo de copii, mă gândesc că ți-a fost, nu știu, extrem de greu. Tu ai plecat la un moment dat din țară. Ai trăit în Germania câțiva ani. Da. Și în momentul când te-ai reîntors în România, acolo a rămas soția ta și copiii. Da. Cum a fost pentru tine să-i lași acolo și să vii? A fost foarte greu. A fost o hotărâre grea. Dar nu s-a putut altfel. Eu a trebuit să plec din Germania pentru că nu ni s-a aprobat germanizarea acolo. Fosta mea nevastă era de origine germană și am cerut germanizarea, care, dacă eu eram acolo, n-au vrut, ne-au refuzat de mai mult. Și a fost un motiv tehnic. Și atunci un motiv tehnic, a trebuit să vin acasă și a fost foarte greu. Să te despargi de copii. Când vin copii și faci copii, nu-i faci ca să-i părăsești. Și vreau să mai știu ceva, e o întrebare mai delicată, nu știu, mă doare sufletul într-un fel să ți-o pun. Tu ai trecut prin două divorțuri. Da. Pentru o vedetă de muzică, pentru un artist, e greu să aibă o familie? Mă gândesc, în momentul când doi oameni se despart, undeva e o responsabilitate comună a acelei relații. Ce este greu să ai o familie ca și, să spun, vedetă, între ghilimele. Să fii mereu în atenția oamenilor, trebuie să ridici statuie femeii care este în spatele tău și îți îndreaptă pașii mai întotdeauna spre bine. Deci reușita unei vedete sau oricărui om se împarte numai jumătate este reușita lui. Jumătatea este reușita femeii, jumătății, care, așa spune Dumnezeu, îți dau o jumătate, femeia. Tu crezi că ai făcut greșeli? Da, cert. Într-o orice divorț și greșelile se împart tot jumătate. Nu frățește, jumătate. Nu poți să spui că unul e mai vinovat decât altul. Ai putea să-mi spui care au fost greșelile tale, dacă ai acest curaj? Da, am curaj. Nu pot să le ascund, pentru că m-aș minți pe mine însumi. A fost marea greșeală pentru că am avut încă o dragoste în viața mea, muzica. Și n-am putut să împart cele două dragoste la fel și întotdeauna așa cum trebuie. De multe ori am lipsit pentru că, fiind mereu pe scenă, n-ai sărbătoare, n-ai Crăciun, n-ai Revelion, ziua ta, ziua căsniciei sau al copiilor. Tu ești pe drum. Deci greșeala mea a fost că n-am putut să gestionez aceste greșeli, aceste lipsiri de acasă sau aceste motivate. Sigur. Printre altele, plus greșelile umane care nu putem să ne ascundem. Inerente oricărei relații. Inerente, că, da. Înainte să mergem mai departe, Fani, aș vrea să spun oamenilor dragi care ne privesc, nu uitați să ne scrieți pe adresa noastră de Facebook. Trimiteți mesaje cu întâmplări din viața voastră. Scrieți-ne pur și simplu despre cum vă simțiți și ce vi se întâmplă. Lăsați un număr de telefon pentru că vă putem suna din emisiune și am putea face împreună toată această emisiune. Ar putea să fie extraordinar. Fane, mergem mai departe după câteva momente de publicitate. Revenim.